Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Încheiem săptămâna discutând despre alegerile locale, asta pentru că se știe foarte bine, candidații intrați în cursa pentru funcția de primar sau de președinte al Consiliului Județean, dar și pentru un loc în consiliile locale, cât și județene, vor încerca în această perioadă să atragă cât mai multe voturi când va veni momentul votării, pe 27 septembrie. Și discutăm astăzi despre propunerea ce vine din partea Partidului Pro România. Așadar, invitații mei sunt domnul Sorin Iacoban, candidat la primăria municipiului Iași, și domnul Bogdan Abalaș, candidat la Consiliul Județean Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Bună ziua și mulțumim pentru invitație încă o dată! Cum se prezintă Pro-România la începutul campaniei? De fapt, suntem oarecum spre mijloc, ne îndreptăm spre mijlocul campaniei. Cum este? Ne prezentăm foarte bine, așa cum ne-am prezentat de fapt în fiecare dată, cu o echipă de profesioniști, cu o echipă de oameni care n-au mai făcut politică, cu o echipă de oameni tineri, care, încă o dată spun, vin către comunitățile locale cu aportul lor profesional pentru a munci și pentru a dovedi în continuare că noi, cei de la Pro-România, facem ce spunem și nu promitem fără o bază reală. Înainte de alegeri, toate partidele au avut parte de plecări, dar și de primiri noi în interiorul formațiunilor politice. Cum stați la acest capitol? Păi nu, noi suntem un partid nou, format din oameni noi. Foarte mulți dintre ei sunt la prima candidatură, inclusiv eu, chiar dacă sunt mai vechi în politică, sunt pentru prima oară când candidez la o demnitate publică. Suntem un partid, cum v-am zis, format din oameni noi, oameni tineri, oameni de bună credință, oameni care au intrat în politică nu pentru a se îmbogăți sau pentru a beneficia de anumite privilegii care le-ar avea din politică, au intrat cu bună credință, pentru a sprijini comunitățile din care fac parte. Eu spun că noi în momentul acesta suntem singurul partid de stânga din Iași, reprezentăm electoratul de stânga. Partidul Social Democrat s-a îndepărtat foarte mult, liderii Partidului Social Democrat s-au îndepărtat de electoratul de stânga, nu se mai adresează acestui electorat. Ei sunt băgați în tot felul de combinații, să spunem așa, politice la nivel local, blaturi cu PNL-ul, blaturi cu alte partide aflate la guvernământ și nu mai pleacă urechea către acei oameni care, într-adevăr, oamenii de stânga strigă nevoile, strigă disperarea mulți dintre ei și simt că nu sunt apărați de PSD. De asta noi suntem singurul partid, prin liderul nostru la nivel național, Victor Ponta, singurul partid care îi ascultăm și care încercăm să le rezolvăm problemele. Ce feedback ați primit de la cetățenii în aceste zile? Pentru că ați fost foarte activi atât în rețelele de socializare, cât și... Feedback-ul este foarte bun, important e cum ne percep cetățenii și vreau să vă spun că ieri am avut o întâlnire împreună cu colegul meu, cu Bogdan Abălaș, în Alexandru. Și discutam foarte multe lucruri, discutam despre zonele defavorizate. Zicea Bogdan că suntem singuri de stânga, într-adevăr, suntem singurul partid de stânga serios și calat pe problemele stângii. Eu sunt singurul candidat de stânga dintre toți cei 14 candidați, pentru că doamna Gavrilă de la PSD este o cunoscută liberală, un inspector general foarte bun, dar în schimb are mai puțin treabă cu partea stânga. Și vorbeam despre cartierele defavorizate, despre zonele în care niciodată, din păcate, administrația publică locală nu și-a îndreptat ochii. Și acolo sunt probleme foarte multe, pornind de la faptul că sunt, de exemplu, vorbim de Cicoarei sau de Păcureți, sunt oameni care nu au buletin, sunt oameni care au nevoie să rezolvăm problema rețelelor de apă, de canalizare, asfaltare. Eu cred că noi, cei de la Pro-România, ne vom îndrepta atenția asupra acestor aspecte, pentru că, știți, noi avem un concept foarte clar și o să vă zică și Bogdan în continuare. Noi nu privim orașul Iași în limitele municipalității, noi privim orașul Iași ca și zonă metropolitană. Discuția noastră, și o să se termine campania electorală, probabil, și o să... e că trebuie să avem o viziune comună. Administrația publică locală din municipiul Iași, administrația județeană,
Plus, administrația locală din comunele limitrofe orașului trebuie să meargă pe aceeași linie. Să stabilim un proiect de dezvoltare a acestei zone metropolitane pentru a avea un transport comun eficient și ieftin și pe care ieșenii să-l prefere în detrimentul autoturismului propriu, pentru ca să avem activități comune în domeniul cultural, activități comune în domeniul sportiv, să avem o coerență în actul social, pentru că sunt oameni care au nevoie în continuare să fie sprijiniți, sunt familii defavorizate, sunt, cum vedeam și ieri în Păcureț, oameni care n-au venituri. Trebuie ajutați, trebuie să facem în așa fel în perioada următoare ca împreună să gândim o foaie de parcurs a județului, a municipiului, a zonei metropolitane, să o statuăm prin hotărâri de Consiliu Local, hotărâri de Consiliu Județean și oricine ar veni la conducerea județului, a municipiului, să respecte acest proiect de dezvoltare pe termen mediu și lung. Pentru că altfel, vedeți dumneavoastră, suntem prizonierii prezentului, rezolvăm repede doar funcționarea orașului cât de cât, trăim sub imperiul cârpelii și a lucrurilor urgente care trebuie rezolvate, dar niciodată nu s-a văzut clar o viziune a administrației publice locale de viitor și ce pași trebuie să urmăm, cum trebuie să facem pașii ăia. Și încă o dată fac un apel la toată clasa politică și acum și după campanie să fac la fel și înaintea campaniei am făcut și am spus trebuie cu toții să ne dăm mâna ca să dezvoltăm județul, să dezvoltăm orașul și să dezvoltăm, de ce nu, Moldova. De aici să plece un exemplu foarte clar de colaborare eficientă și clară cu toate forțele politice ca în continuare să putem dezvolta cu fonduri guvernamentale, dar cel mai important cu banii europeni să putem dezvolta regiunea. Este foarte important pentru noi toți și șerii trebuie să știe lucrul ăsta. Un mandat, un singur mandat, este suficient pentru a rezolva toate aceste probleme? Am auzit primari spunând că 4 ani, clar, în 4 ani nu se pot rezolva prea multe. În 4 ani pui doar bazele a ceea ce vrei să rezolvi în următoarele mandate. De aia și spuneam că e vorba de un proiect pe termen lung, de 10 ani, 3 până la 30 de ani. Dar nu neapărat că rezolv un primar toate lucrurile în 4 ani de zile. Nu, asta e utopie. Lucrurile astea nu. Trebuie să fim foarte... Niciodată nu să mă auziți pe mine, pe Bogdan sau pe colegii noștri în Pro-România că putem rezolva toate lucrurile mâine, poimâine, în 4 ani sau imediat. Nu, lucrurile se rezolvă, dar lucrurile se rezolvă așezat, stând la masă, gândind de 5 ori și acționând o singură dată eficient. Pentru că altfel riscăm să facem același lucru care s-a întâmplat de 30 de ani de zile. Să promitem toți, să ne adunăm aici la dumneavoastră și la alte studiouri de televiziune, să începem să promitem și să nu, până la urmă, să nu reușim să facem nimic. Din diverse motive. Unii că sunt mai puțin aplicați spre muncă, alții că respectă mai mult sau mai puțin legea, alții că își doresc mai mult să iasă în față și mai puțin să și facă. Dar noi suntem cei care dorim, noi, un partid nou, vrem să facem altfel de politică. Altfel de politică înseamnă să stai de vorbă cu omul, altfel de politică înseamnă să faci, nu să promiți, altfel de politică înseamnă să știi, să discuți cu profesioniștii și să știi exact ce trebuie făcut acolo, nu să iei doar după capul unui politician, că știe el politicianul ce are de făcut. Nu, trebuie discutat cu toți profesioniștii în domeniu ca să facem ceea ce trebuie și trebuie vorbit permanent, într-un dialog transparent cu ieșenii, ca să faci ceea ce vor ieșenii să facă. Domnule Avalaș, realist vorbind, ce puteți rezolva în 4 ani? Bun, din problemele județului. Sigur. În primul și în primul rând mi-am propus ca dacă voi ajunge președinte al Consiliului Județean să rezolv problema domnului județeni. Întâi să faceți ordine în dezordinea creată de domnul Marcel Popa. Da, clar. Bineînțeles, în prima zi voi încerca să fac un audit a tuturor actelor și acțiunilor pe care domnul Popa le-a făcut de-a lungul celor 4 ani de zile, știți prea bine, și mediatizat controlul Curții de Conturi, a găsit o fraudă la spitalul modular și nu numai, sunt anumite probleme care trebuie rezolvate, inclusiv partea de birocrație a Consiliului Județean, foarte mulți oameni, pile, relații care au fost angajați în Consiliul Județean și care nu cred că își justifică salariile care sunt plătite din banii cetățenilor județului Iași. Deci primul lucru va fi asta, de a face ordine în dezordinea făcută de domnul Popa, un specialist în dezordine. Și după asta
primul și primul lucru care îl voi încerca să-l fac, asfaltarea drumurilor județene. După cum știți, sunt 1035 de kilometri de drumuri județene la nivelul județului Iași, din care, din păcate, avem asfaltate doar 516 kilometri și, ce să spunem, că avem 99 de kilometri, aproape 100 de kilometri de drumuri de pământ lăsate de pe timpul lui Ștefan cel Mare, cred cum a venit de la bătălia de la Podul Înalt, lăsate și în izbeliște. În 4 ani de zile, domnul Popa și administrația județeană, împreună cu Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară în Consiliul Județean, nu au realizat decât aproximativ 20 de kilometri de modernizat de drumuri județene, ceea ce este inadmisibil în 4 ani de zile. Eu personal, împreună cu echipa pe care voi fi în cadrul Consiliului Județean, avem un plan ca în 2 ani de zile, maxim 2 ani de zile, să asfaltăm și să modernizăm toate drumurile județene. Este un plan ambițios, realizabil. Gândiți-vă că nu e greu de asfaltat 500 de kilometri de drum, dar trebuie să vrei, trebuie să ai voință, trebuie să nu existe interese din partea unora, interese financiare și de grup. Trebuie să singurul interes să fie binele cetățenilor. Și în acest fel, cu siguranță, vom reuși să asfaltăm. Pe lângă astea, sunt și alte proiecte pe care le-am mai prezentat în emisiunile dumneavoastră și nu numai, le-am prezentat eșenilor, eșeni care le-au îmbrățișat aceste idei și eu cu siguranță sunt sigur de fapt că eșenii pe 27 vor sancționa ipocrizia și minciunile unora și vor da voturi acelor oameni care, într-adevăr, sunt singurii oameni de dreapta, singurii oameni care apără principiile și valorile social-democrației. Mă întorc la municipiu și discutăm despre problemele ce trebuie rezolvate. Cum evaluați în acest moment importanța care este acordată educației? Da, e foarte bine că m-ați întrebat lucrul ăsta. Aș vrea să vă spun că suntem un oraș cu foarte mulți tineri și, din păcate, de-a lungul timpului, administrațiile locale au acordat o atenție foarte mică tinerilor. Sunt principala noastră resursă de dezvoltare a orașului, sunt mințile luminate, sunt cei pe care ne bazăm pentru viitor, sunt cei care vor conduce probabil orașul, țara în viitor apropiat. Și atunci, noi cei de la ProRomânia ne îndreptăm atenția către tine. Și aici o luăm de la început. Se nasc copii, au nevoie de locuri în creșe și grădinițe. Vedeți, și noi să începe școala, aceeași discuții de ani de zile când avem locuri la creșe și la grădinițe. Mai mult, vorbeam de viziunea noastră de a privi orașul ca și zonă, orașul întregul său cu comunele limitrofe ca zonă metropolitană. Gândiți-vă că sunt foarte mulți dintre tineri care locuiesc în Miroslava, în Valea Lupului și așa mai departe, pentru că acolo nu sunt școli, nu sunt grădinițe, nu sunt creșe, vin către orașul. Lucrul ăsta nu e foarte ok. Și atunci ne propunem, împreună cu candidații noștri care candidează în zonele limitrofe, să rezolvăm aceste probleme. Vorbim de locuri în creșe și grădinițe. Probabil că nu sunt bani imediat să găsim bani să facem nu știu câte creșe, nu știu câte grădinițe, dar în schimb putem face un lucru foarte simplu. Să mansardăm actualele creșe și grădinițe și creștem capacitatea cu cel puțin 10% peste tot. Și această mansardare se facă, bineînțeles, cu forme legale, exact cum se face, cu expertiza de rigoare asupra clădirii respective, dar să o acoperim cu celule fotovoltaice. Că există lucrul ăsta, există un program la nivel european care se cheamă Green Deal și care oferă fonduri europene pentru acest lucru. Și atunci, mărim capacitatea creșelor și grădiniților, facem din un proiect ecologic foarte bun, mai mult decât atâta, cheltuiala cu utilității a municipalității scade. Mai departe, mergem la locuri de joacă. Da? Copilul crește, are nevoie să se joace. Am văzut zilele trecute în Alexandru, s-au făcut acum 5 ani de zile parcurile alea de joacă, s-au făcut frumos. Pe măsură ce ele s-au deteriorat, nu a existat mentenanța necesară ca, știu eu,
acel mobilier din parcuri să fie refăcut. Nu, s-a pus un grilaj acolo, s-a închis topoganul și gata, nu mai. Nu, avem nevoie de o mentenanță, că aceste parcuri de joacă tot timpul să le menținem. Ele se poate fi folosite în întreaga capacitate, dacă le-am făcut pentru capacitate. Hai să menținem capacitatea acestor parcuri de joacă. Și din păcate sunt parcuri din păcate, de joacă nu mai sunt. Care din... sunt ocupate de adolescenți. Păi asta urmează și să vă spun, pentru că pentru adolescenți, pentru că mergem mai departe, da? Pe lângă mentenanța pe care trebuie să o facem pentru parcurile de joacă și de ce nu să dezvoltăm parcuri de joacă noi, trebuie să găsim locuri de petrecerea timpului liber pentru adolescenți. Pentru că toată lumea spune că se duc adolescenți în parcurile de joacă. Dar nu e chiar așa. Unu, vorbim de adolescenți. Haideți să redeschidem terenurile de sport și sălile de sport de la licee și școli. Cum deschidem lucrul ăsta? Că toată lumea a spus. Înființăm acele asociații sportive școlare, da? Conduse de un profesor de sport, conduse de cineva, finanțate din bugetul local, finanțate din sponsorizări, care să atragă copiii către competiția sportivă și să avem un sport de masă, să încurajăm copiii să facă sport. Lucrurile astea se pot face, sunt simple. Doar că trebuie cineva să se ocupe de ele. Sunt exemple, suntem înfrățiți cu Villeneuve d'Ascq, da? Cu un oraș din Franța. Lucrurile astea sunt mai mult decât atât. Aceste lucruri atenuează și din criminalitatea din cartierele mărginașe. E un lucru foarte bun. Mai mult avem nevoie tot pentru acești adolescenți, de ce nu? Știți că noi când eram pe vremea lui Ceaușescu, aveam acel palatul copiilor și avem, învățam tot felul de lucruri, să împletim, să pirogravăm, să tăiem. Și astfel poate un copil își poate găsi și drumul în viață. Doar la moderator, știți cum e? Avem la nivelul orașului organizații non-guvernamentale care se ocupă de bătrânii fără posibilități de îngrijire, de cei care sunt nedeplasabili și apreciez foarte mult munca acestor oameni pentru că e o muncă foarte grea. De ce n-am avea ONG-uri care se ocupe de adolescenți? Să-i învețe diverse lucruri, să-i învețe abilitățile digitale pe care, din păcate, la momentul de față, școala nu îi le poate dobândi. La momentul când vorbim, poate reușim să facem ceva și în sensul ăsta. De ce nu învățăm copiii să împletească? De ce nu învățăm copiii să facă, nu știu, lucruri, de exemplu, produse tradiționale? Să-i învețe, suntem o zonă viticulă, să-i învețe, poate, nu știu, e prea devreme. Care sunt instrumentele care fac vinul, nu? Sigur. De ce nu? Să învețe lucruri practice, pentru că din asta copilul încet, încet își face o meserie. De ce nu putem avea parcuri de skateboard? Da, avem un singur parc în Copou și l-a făcut, știu când, și la presiunea mea ca și consilier local în anul 2006-2008. Da? E prea puțin. Copiii vor să se joace, să se miște, să facă lucruri. Eu cred că așa trebuie să... Mergând mai departe, împlinesc copiii 18 ani, da, se duc la facultate, dau bacalaureatul și atunci încep să aibă grijă de corpul lor. Hai să găsim soluții pentru săli de sport, pentru săli de fitness, pentru lucruri normale la vârsta lor. Da. Să începem tot cu aceste asociații, să facem discuții. Uite, n-am activat deloc organizațiile de tineret. Sunt organizații de tineret și de studenți în municipiu Iași care nu sunt activate. Eu cât am fost directorul Casei de Cultura Studenților, am avut 33 de organizații de tineret și studențești cu care lucram foarte bine. Ca drept dovadă acest festival Festudis, care funcționează și astăzi și din păcate acum cu pandemia ultima ediție n-a fost făcută, e un exemplu foarte bun. Hai să atragem tinerii către lucruri concrete, către lucruri practice. Cum să vă spun? Altfel, așa ne educăm tineretul în viitor, da? După care termină facultatea, intră în viață tinerii, da? Păi intră în viață, n-au casă, n-au familie, n-au o mașină și atunci primăria municipiului aș poate să vină să spună: dragi tineri, uite, 2 ani de zile noi venim cu niște locuințe pentru dumneavoastră, subvenționat, cu chiria subvenționată, priți acolo ceva modic, dar în 2 ani de zile sunteți obligați să vă găsiți casă, să vă găsiți serviciu, să vă găsiți job. Da, da, da. Da? Vorbim de joburi. Trebuie să înființăm în cadrul primăriei municipiului Iași un departament de joburi pentru tineri. Pentru că nu toate joburile, să zicem, oamenii mai în vârstă au capacitatea de a le duce. Și atunci zic că asta e un lucru foarte important. Uite, așa ai ajuns pe tineri. E un exemplu din care putem învăța că lucrurile astea se întâmplă în orașele din vest, din Europa, se întâmplă și în America. Eu cred că asta e un exemplu bun pe care și noi, cei de la România, ne l-am propus și îl vom face, îl vom pune în practică. Bineînțeles, nu
neapărat în 4 ani de zile, pentru că e un timp foarte scurt. Dar asta e viziunea noastră despre viitorul acestui oraș, despre tineri, despre copii, despre ceea ce trebuie să întâmple. Și e mult de vorbit și despre școli, dar vorbim, las și pe Bogdan să-și spună punctul de vedere. Nu, aș vrea să-l completez, discuția și la nivel de județ. Să-l completez pe Sorin, nu numai să punctez. Iașul este oraș universitar, oraș al tineretului, capitala tineretului, dar din păcate municipalitatea nu a făcut absolut nimic pentru cei 60.000 de studenți care an de an trec prin Iași, sunt veniți din regiunea Moldovei, sunt studenți străini, uitați la UMF, studenții de la UMF și nu numai, cheltuie în Iași milioane de euro. Aduc un aport masiv municipalității, dar din păcate municipalitatea nu s-a gândit pentru să găsească anumite proiecte, programe pentru a-i sprijini și de a-i folosi într-un fel inteligența lor și spre binele municipiului Iași. Acest lucru voiam să-l propun și eu, pentru că, din păcate, după ce familia și statul român investește în educația unui copil, o bună parte dintre cei capabili de performanță pleacă definitiv din țară. Da, da, ce, da, da. Ce se poate face pentru a se diminua acest fenomen? Uitați, noi avem în la județ, rural este la, mult mai grav. La județ avem programul pe agricultură, da? Care l-am expus, crearea de centre de colectare, sortare, etichetare, distribuirea produselor agricole specifice zonelor, specifice județului Iași, comarca județului Iași. Bun, beneficiem în cadrul municipiului Iași de Universitatea de USAMV, Universitatea de Medicină și de Medicină Veterinară, da? Bun, chiar discutam când eram subprefect al județului, discutam cu domnul rector Vasile Vântu la acel moment, rector al universității. Și îmi spunea, domnule, în jur la 800 și ceva de absolvenți sunt pe an de la universitate. Scoate Universitatea USAMV-ul pe an. Bun, din acei 800 de absolvenți, doar 29 într-un an și-au găsit job în agricultură. Deci noi îi pregătim pentru agricultură, 28-29 și-au găsit job, dar din păcate erau joburi în afara țării, undeva în Olanda, Danemarca, ceva de genul ăsta. Restul tinerilor care sunt pregătiți de către stat, sunt pregătiți pe banii noștri, ai bugetului statului, așa, își găsesc locuri de muncă prin palas, vânzători la, eu știu, la un magazin sau la un bar, un restaurant. Din păcate, acum cu pandemia asta și acele joburi au dispărut. Și pentru că ați adus în discuție agricultura, sunt foarte mulți tineri care termină această specializare, dar din păcate nu toți moștenesc ferme, terenuri agricole și atunci își caută un loc de muncă în instituții publice, dar îl caută fără succes. Pentru că și acolo știm foarte bine cum se obțin aceste posturi. Așa este. Să știți că una din măsurile la care ne gândim e foarte... Știți, e acea lege cu acei 500 de metri pătrați pe care trebuie să poți să-i dai tânărului ca să-și facă o casă. Eu cred că acea lege trebuie pusă în continuare în practică. Vorbeam de asociațiile, de ONG-urile care ar putea lucra cu copii. Eu vă dau un exemplu pe care l-am făcut eu, ca și președinte al Federației Române de Șah. Avem Academia de Șah Iași, care are bani din sponsorizare pentru acei profesori, pentru că sunt mari maestri și maestri internaționali care predau la această academie. În schimb, copilul vine cu o cotă modică către această academie pentru chiria aia, care o plătim pentru spațiu, pentru piese și pentru utilități. Ăsta este, zic eu, un exemplu și un mod de a arăta că se poate un ONG care să facă lucruri pentru adolescenți. V-am dat exemplul ăsta din șah, că-l cunosc și că lucrurile astea le-am făcut. Da? Așa și în agricultură. Eu cred că stimularea tinerilor către agricultură, către apicultură, către domenii pe care poate noi în România, nu știu, culturi de lavandă și așa mai departe, lucrurile astea trebuie să dai încredere. Și de aia spuneam că e nevoie în adolescență și poate un pic mai târziu, e nevoie să-i creezi niște abilități. Că unui copil îi va place poate să facă agricultură.
Unuia să cânte, unuia vă place să joace șah, să facă performanță într-un sport. Și aici e o altă discuție cu bazele sportive, cu sportul de performanță, dar sunt lucruri de discutat pe care cu siguranță le vă punem în practică atunci când vom avea un cuvânt de spus în administrația publică a municipiului Iași și a județului Iași. Privind și partea plină a paharului, dacă un copil ajunge la facultate, deja e un caz fericit, totodată mai avem un fenomen, abandonul școlar. Cum poate fi redus? Mai ales în mediul rural. Uh-huh. Uitați-vă și dumneavoastră, suntem, mai avem mai puțin de 10 zile până, sau 10 zile, chiar 10 zile până când începe școala. Din păcate, în acest moment, nu știm cum, eu sunt părinte a doi copii, doi băieți, nu știu cum vor începe școala. Nu se știe nimic despre acest lucru? Nu se știe absolut nimic, e un haos generalizat. Uitați că discutăm de cazări acum, o să înceapă și anul universitar și anul școlar. Sunt foarte mulți copii din mediul rural care vin la Negruții, la Ibrăileanu, la Național, la licee de tradiție din municipiul Iași și care sunt căminiști. Cum vor sta acei copii? Cum vor fi cazați? Pe 1 octombrie vor veni studenții în Iași. Cum vor fi cazați studenții? Nu s-a luat nicio soluție, nu s-au găsit. Actualii guvernanți au cu totul alte griji, eu știu, și lasă pe plan secund asta. Vreau să spun și încă o dată, vreau să reiterez faptul că mie mi se pare că discuția asta cu deschiderea școlilor și redeschiderea școlilor se face doar pentru a justifica prezența alegerilor locale pe 27 septembrie. Și PNL și PSD și-au dat mâna și au spus haideți să dăm drumul la școli ca să fim credibili, că atunci facem alegeri. Pentru că, nu vă supărați, e încă o dată care, repet, vin în lumea din concediu, suntem pe locul 2 în țară la numărul de îmbolnăviri de COVID, dăm drumul la școli, vine gripa sezonieră, pentru că vedeți și noastră, deja sunt mult mai puține grade față de ce s-a întâmplat în luna august și peste toate astea facem alegeri în care tot 90% din secțiile de vot vor fi în școlile din oraș și din județ și din comuni. Or, lucrurile astea, eu cred că, încă o dată vreau să vă spun, că acest guvern ar trebui să pună sănătatea ieșenilor pe primul loc. Din păcate, lucrurile astea nu se întâmplă. Și încă o dată, dacă vorbim de sănătatea ieșenilor, vreau să fac un apel al nostru, al celor de la ProRomânia, domnilor de la PNL și de la PSD, ați votat împreună în Consiliul Județean să fie cumpărat acest spital militar, acest spital de campanii pentru lupta împotriva COVID. Dați-vă mâna și dați drumul la spital, deschideți spitalul, pentru că deja în discuțiile noastre cu managerii spitalelor din linia întâi COVID, locurile atii sunt pline, pericolul este tot mai mare de a avea cât mai multe îmbolnăviri, avem nevoie de acest spital. A fost achiziționat cum a fost achiziționat, unitățile, instituțiile statului, abilitate să verifice proasta gestionare a achiziției acestui spital, trebuie să-și facă datoria, dar până la urmă, dacă tot a fost adus în containere, bineînțeles, containere supra-licitate ca nivel financiar, acest spital trebuie să fie pus în funcțiune. Fac un apel la președintele Consiliului Județean, încă președinte al Consiliului Județean, să facă toate demersurile. Fac un apel la domnul Alexi, care e ministru și care poate da urgent toate avizele necesare pentru că acest spital să funcționeze. Avem nevoie urgent de acest spital. Și cred că doar inconștiența și irresponsabilitatea celor din PNL și PSD duc la a alungi cât mai mult și a tărăgâna deschiderea acestui spital. Ați primit o moștenire grea. V-ați gândit cum ați gestiona această situație a spitalului mobil? De unde duceți personal? Păi, asta a fost de la bun început, o gândire într-un fel păguboasă, nu numai a domnului Popa și a PSD-ului, ci a întregului Consiliu Județean. Nu s-au gândit, au făcut o proiecție, cine va opera în acel spital, personalul, cine îl va plăti. Uitați-vă că acum suntem aparatura care va fi adusă, cine va lucra pe acea aparatură. Păi aducem aparatură, dar nu suntem brașați la energie electrică. Aducem paturi și alte, așa, și nu avem apă curentă.
Bun, este în stilul caracteristic al domnului Popa, un politician de tinichea, un politician care a făcut numai rău județului Iași, un om care pot și cu măsura cuvintelor, e un impostor politic, care în curând va dispărea. Domnule Popa, AMR, mai aveți încă 23 de zile și veți părăsi scaunul de președinte al Consiliului Județean, un scaun pe care nu-l meritați nici dumneavoastră, nici camarii la dumneavoastră. Cu siguranță, în momentul în care voi ajunge președinte al Consiliului Județean, vă veți muta domiciliul în altă parte. Cum îl vedeți pe domnul Popa în această campanie? Da, îl vede cineva? Domnul Popa, eu chiar fac aici un apel și îl provoc la o dezbatere publică. Știu că este fricos, știu că se teme de reacțiile cetățenilor județului Iași. Vedeți, și dumneavoastră nu se deplasează absolut în teritoriu și niciun peserist nu se deplasează decât numai la chermeze. În momentul în care am văzut, ați văzut că ați făcut public la Cotnari, chermeze cu bere, cu vin, cu mici, doar atunci când cetățenii sunt o leacă mai afumați, atunci apare și dumnealui că nu are ce să le transmită, nu are ce... El nu este un om reprezentativ. Chiar cât am conlucrat o perioadă foarte scurtă de timp, un om care nu știe să se exprime o idee. Nu, se comunică nu foarte comunică greu absolut cu dumnealui. Chiar îi fac apel oricând, la ce oră, din zi și din noapte, domnule Popa, vă invit la o dezbatere publică, tranșantă, pe proiectele pe care dumneavoastră susțineți că le-ați făcut pentru Iași, nu știu care sunt acele proiecte, nu știu unde s-a dus acel miliard de euro pe care dumneavoastră îl invocați și tot îl fluturați că l-ați adus în Iași, parcă l-ați adus de la Omega Technoton miliardul, nu sunt din banii noștri personali sau i-ați adus din alte surse decât din bugetul județului Iași sau din bugetul național. Dar aș dori să vă întreb într-o dezbatere publică, ce ați făcut concret pentru Iași, nu-mi povești. Aș vrea să fac și eu un apel către membrii Partidului Social Democrat, care sunt cei mai mulți dintre dumneavoastră oameni onești și oamenii care își văd de treburile lor, și aș vrea să-i întreb dacă le place unde i-a adus această conducere deșănțată a domnului Marcel Popa și a tuturor celor care sunt în jurul lui. Pentru că, uitați și dumneavoastră, dacă facem decât o comparație cu 2016, acest partid a ajuns de la 40 și ceva la sută la aproape sub 20% în județ și cred că sub 15% în municipiu. Și uitați și dumneavoastră că au un candidat la primăria municipiului Iași, un liberal convins cu state vechi în liberalismul ieșean, care candidează de la Partidul Social Democrat. Și mă gândesc că poate a venit timpul, dragi PSD-și, să votați un social-democrat veritabil. Da? Pe Sorina Vramea Coban, un om care a demonstrat de fiecare dată că are aptitudini și gândește în zona asta a stângii. Și cred că e un moment foarte bun să dați un vot de blam actualii conducere a Partidului Social Democrat. Chiar aseară, în cadrul unei dezbateri electorale la un post de televiziune, a fost invitat un lider al Partidului Social Democrat, candidat la funcția, la o poziție în Consiliul Municipal, și care a recunoscut că în 2016 nu a susținut lista PSD, deși era vicepreședinte al Partidului Social Democrat la nivel județean, nu a susținut lista PSD și care mi-a spus că nici acum pe listele care sunt la municipiu se află oameni care nu sunt membri ai Partidului Social Democrat, au fost aduși din afara partidului și introduși pe ușa din dos în partid. Sunt oameni care la un moment dat au cochetat cu dreapta și sunt oameni de dreapta, oameni care în momentul de față se află pe listele eligibile ale Partidului Social Democrat și oameni care nu reprezintă cu adevărat, nici nu sunt cunoscuți în partid, nu sunt cunoscuți în oraș, dar au venit pe o anumită filieră, introduși în partid și... Deci, da. Și ca să vă spun cât de jos, scuze-mă Bogdan, cât de jos a ajuns acest partid, a ajuns și la ultima ședință de Consiliu Local, da? La ora 12 a fost ședința de Consiliu Local și trei consilieri reprezentau Partidul Social Democrat în Consiliul Local și povesteau
despre cum, cât de bine reprezintă ei Partidul Social Democrat și la ora 2 s-au dus și au depus candidaturile pe liste la PNL. Cam așa a ajuns la momentul de față Partidul Social Democrat din cauza acestei conduceri deșanțate și fără viziune și fără a avea măcar respectul care se datorează membrilor de partid mai vechi și mai noi. Noi le mulțumim adevăraților socialdemocrați, chiar dacă au rămas în interiorul PSD, le mulțumim că iau legătura cu noi și că beneficiem de susținerea lor. Știu că atât Sorin, cât și eu personal, cât și echipa care o avem în spate, reprezentăm stânga modernă, o stângă europeană, o stângă care se apleacă și ascultă cetățenii județului Iași și a municipiului Iași. Un domn ne scrie pe pagina de Facebook faptul că Maricel Popa nu este constructor, spitalul are un proiect, ar trebui să respecte constructorul ceea ce prevede proiectul. Domnule, dar ce să construiască acolo? A adus niște containere la 180.000 de euro bucata, ce să construiască? Și le-a aruncat, vă spun, le-a aruncat în Transagropolis, unitate care normal acum ar fi trebuit să preia producția agricolă și să o depoziteze, să o sorteze și asta. A făcut o bulibășală acolo, gândiți-vă, 18 milioane de euro, care cele două consilii județene, Iașu, 14.800.000 și Neamțu, cu în jur la 2 milioane și ceva, 3.800.000. 200 și în fine. Așa, aproape 18 milioane de euro care au fost aruncați de către Marcel Popa pe un tăpșan, da? Ce să construiască acum? Aș vrea să completez și eu, Bogdan, ce se răspund acelui telespectator. Dragi șeni, responsabilitatea acestui spital, construirea acestui spital, este a președintelui Consiliului Județean și a consilierilor județeni. Executivului, așa. Da? Constructorul este doar un element în tot acest lanț. Trebuie să înțeleagă încă o dată toți cei care candidează la momentul de față la primărie, la Consiliul Județean, că principalul cuvânt de ordine atunci când ajungi să reprezinți pe ieșeni este responsabilitatea. Noi de la ProRomânia am învățat lucrul ăsta și le implementăm lucrul ăsta și celor mai tineri, și celor mai noi, și celor care nu înțeleg. Trebuie să fii responsabil. Ăsta e cuvântul de ordine al ProRomânia. Vom fi responsabili și suntem responsabili de faptul că vom reprezenta în Consiliul Local, în Consiliul Județean, vom avea funcții la nivelul Consiliului Județean, președinte și primar, și atunci cu responsabilitatea asta pe umerii noștri vom acționa ca atare. Apropo de tine, să vă dați seama, beneficiu ieșenilor. Eu vreau să vă dați seama de amploarea fraudei de la spitalul modular pe care Consiliul Județean l-a achiziționat. În București, în o asociație, Fundația Alături de Oameni, pare mi se, care a făcut un spital pentru copii cu bolnavi de cancer, da, a realizat în termen de o lună de zile, spitalul este funcțional, spital cu 50 de paturi, 48 de paturi, undeva cu 2 milioane de euro. Vedeți amploarea de la 2 milioane la 18 milioane, vedeți banii care Curtea de Conturi a stabilit frauda, că nu a fost respectată procedura. Nerespectarea procedurii înseamnă o fraudă, o fraudă imensă. Acești bani, am încă o dată tăria de a spune, au ajuns în buzunarele burdușite a unui om, un om care toată viața lui nu a făcut decât a distrus industria ieșeană, a distrus viețile a 4.000 de oameni care au rămas pe drumuri de la Tehnoton, a distrus Moldoforestul, a distrus tot ce a cumpărat cu bani puțini. După aia oamenii respectivi, angajații respectivi au rămas pe drumuri. Vreau ca pe 27 septembrie ieșenii să cântărească foarte bine. Vreau să vă spun că vaccinul împotriva virusului corupției din județul Iași e ProRomânia. Noi suntem acei oameni care vom schimba din temelie vom schimba modul de administrare a municipiului Iași, a județului Iași, totul în interesul cetățeanului. Nu există un partid, vedeți și dumneavoastră, USR-ul. Au spus că se luptă împotriva corupției. Unde e USR-ul acum? Mai știe cineva din mai, când au păcălit pe
cei din Iași, locuitorii județului Iași, le-au dat undeva la 50.000 de voturi. Mai știe cineva despre europarlamentarii USR, cei 8 care prin votul ieșenilor au ajuns în Parlamentul European? A mai auzit cineva de Cioloș? A mai auzit cineva de Prisecaru? Sau de ceilalți 8 care nu-i mai cunoaște lumea? Se luptau cu corupția. Cum s-au luptat? Unde? Și ca să continui cu Bogdan, singurul nostru europarlamentar, Corina Crețu, și-a deschis singurul cabinet de europarlamentar în județul Iași, la Hârlău. Da? Deci, europarlamentarul nostru al Pro-România este prezent și va fi prezent de fiecare dată atunci când ieșenii îi vor cere. Și ca să vă demonstrez despre blatul ăsta pe care îl face acest binom PNL-PSD, m-aș fi așteptat de la domnul primar Chirica să ia poziții și să-i spună domnului Popa și tuturor celor care gestionează treburile astea cu spitalul ăsta, așa, cu atâtea discuții despre spitalul ăsta, să ia poziție ferm și să spună, domnule, haideți să facem, să terminăm o dată cu spitalul ăsta. Dar eu n-am văzut nimic. Asta e clar că ei sunt mână-mână și că, bineînțeles, acum nu mai știu cum să o dreagă. Pentru că și, așa cum spunea Bogdan, și consilierii PNL și ai PSD-ul au votat. Foarte bine că au votat. Dar să-l pună în practică. Sau să înțeleg că acest spital va fi pus în funcțiune pe data de 26 septembrie, când a doua zi sunt alegerile și că e doar o chestie electorală adusă în fața ieșenilor pentru a-i păcăli încă o dată. Cum spunea și dumneavoastră, sunt oameni onești și în interiorul PSD și am văzut cu toții revoltele la adresa domnului Popa, nu de mult. De ce se regăsește tot dumnealui pentru funcția de președinte al Consiliului Județean? Da, i-a întrebat cineva pe membrii PSD. Corect. Nu i-a întrebat nimeni. I-a întrebat cineva pe membrii, pe adevărații social-democrați, dacă îi reprezintă domnul Popa, nu. Domnul Popa s-a dus la domnul Ciolacu și a spus, domnule, cam asta e posibilitatea mea de a sprijini partidul și eu sunt singurul care pot să-l sprijin. Da, e aceeași. De ce credeți că noi, până la urmă, n-am fost foarte bineveniți în Partidul Social Democrat? Pentru că noi avem cuvintele la noi, vreau să facem treabă, vreau să avem o relație transparentă, pentru că eu am condus la un moment dat municipiul. Trebuia să avem o relație transparentă cu membrii de partid. Iată că, din păcate, ne-am pus la un drum nou cu un partid tânăr, Pro-România, un partid care cu siguranță va demonstra că poate să facă lucruri extraordinare pentru ieșeni și pentru toți cei care de-a lungul timpului o să le fie alături de noi și nu neapărat alături de noi, o să ne studieze activitatea. Vă mai spun un lucru. Diferența între noi și alte partide. Noi am deschis centre în cartier în care discutăm cu oameni, facem activități cu oameni, discutăm problemele, cum găsim soluții, chemăm profesioniștii să vedem ce soluții putem găsi în continuare. Mergem către oameni, vrem să discutăm cu ei, să găsim. Știți cum? Sunt foarte multe probleme. De exemplu, ieri în Cicoare era acolo o problemă pentru că sunt niște oameni care au acolo, locuiesc acolo și a venit cineva, a obținut o hotărâre judecătorească pe acel pământ. Lucru la care primăria trebuie să reacționeze, pentru că, din punctul meu de vedere, când ajung primar, prima propunere va fi să discut cu persoana respectivă și să încerc să ajungem la un consens, să trecem prin Consiliul Local un schimb de terenuri, ca oamenii să rămână în continuare. Pentru că eu nu vreau să comentez deciziile instanței de judecată, dar lucrurile trebuie rezolvate. Nu putem să stăm. La fel, sunt zone în care lucrurile astea se întâmplă. Trebuie să statuăm. E dreptul ăla de uzul capionului care trebuie pus în practică la un moment dat. Dar asta doar cu buna credință și cu buna știință și cu toți împreună a primării. Să facem lucrurile astea să existe, pentru că vedeți și de ani de zile stau oamenii acolo, n-au acte, n-au documente, nu primesc autorizații de construcții și așa mai departe. Un alt aspect, avem blocuri și clădiri care arată deplorabil. Aveți în plan reabilitarea acestora? Cu siguranță ăsta e un plan, așa cum a fost și până acum, cu banii europeni se poate rezolva lucrul ăsta. Dar în primul rând aș vrea să vă spun că suntem împotriva dezvoltării haotice, că spunea Bogdan la un moment dat, a orașului și a județului și a tuturor, cum să vă spun, clădirile astea care apar peste noapte. Știți, a văzut cineva acest metri pătrați, paf, a tras un bloc 6 metri pătrați un bloc de 10 etaje, ca să nu vorbim de săl celor 40, că e un subiect pe care îl cunoaște toată lumea. Încă o dată, vreau să vă spun că dacă ajung primar, consilier local, voi lupta împotriva mafiei imobiliare și a celor care forțează legea și obțin tot felul de autorizații de construcție foarte dubioase. Vreau să vă spun că
avem nevoie de acel plan urbanistic general, care și până la data asta, din 2009, el nu mai este valid. Nici până la data asta. Mă voi bate ca acest plan urbanistic să fie trecut prin Consiliul Local, să aibă toate avizile, să fie Biblia de la care se vor, care o vor respecta toți constructorii și toți cei care trebuie să dezvolte orașul. Și vreau să mai spun un lucru. Trebuie să discutăm foarte, foarte aplicat cu toți cei care au și își doresc binele orașului. Pentru că vorbim de spațiile verzi. Suntem orașul cu cele mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe locuitor. 18 metri pătrați. Media europeană este 26 de metri pătrați. Eu cred că avem nevoie, pe lângă, deci toată lumea când are nevoie să se plimbe, se duce în Parcul Copoului. Parcul Copoului este în centrul orașului și este foarte mic. Avem nevoie, așa cum spuneam, în viziunea noastră de a dezvolta orașul din prisma zonei metropolitane. Avem nevoie de un parc mare, de mai mulți plămâni ai orașului. Acolo unde acești adolescenți și copii cu bunicii, cu părinții să se ducă să se aerisească, să alerge, să-și petreacă timpul liber. Și asta trebuie să gândim în viitor. Spații, cât mai multe spații verzi și blocarea construcțiilor haotice. Sunt de acord că orașul trebuie să dezvolte. Dar trebuie să dezvolte într-un mod ordonat, într-un mod care respectă planul urbanistic general și într-un mod pe care noi, cei care suntem în clasa politică și care cu siguranță că la un moment dat trebuie să ne dăm mâna, îl stabilim, dar lucrurile astea întotdeauna în discuțiile cu cetățenii. Adică știți, mă uit că sunt zone unde sunt zone de casă și deodată răsare un bloc. Eu cred că lucrurile astea trebuie să înceteze. Și mă mai bate cu acești, cum să vă spun, oameni inconștienți. Că e o zonă de clasă cu anumit regim de înălțime și odată apar un bloc de 4 etaje. Lucrurile astea trebuie să înceteze. E momentul ca să punem punct acestor abuzuri. Și aici este și un rol al Consiliului Județean, nu numai Primăria Municipiului Iași. Vedeți, pe toate puzurile astea, autorizațiile de construcții, Consiliul Județean dă un aviz unic. Da? După ce de la municipiu ajunge la județ, da, unde primește un aviz unic, îl poate da sau nu poate da Consiliul Județean dacă îndeplinește condițiile legale. Dar dacă, eu voi propune Consiliului Județean să dăm o hotărâre prin care, dacă nu există planul urbanistic general, să nu dăm niciun aviz din partea unic, din partea Consiliului Județean, până pugul nu este aprobat. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile, de vină, vinovați sunt cei de la municipiu pentru haosul creat, dar în același timp și județul. Că a dat acel aviz unic de construcție, deci e responsabil și PNL-ul la municipiu cu domnul Chirica și PSD-ul la județ cu domnul Popa, cei doi undeva s-au înțeles și au rezolvat problema. Și aș vrea să înțeleagă foarte clar și dezvoltatorii din municipiu și din județ. Suntem bine intenționați, dar vrem ca acest oraș să se dezvolte legal, da? Exact așa cum trebuie să dezvolte un oraș sănătos, cu oameni sănătoși, cu oameni care își doresc în continuare o viață mai bună în municipiu. Nu să ne trezim, așa cum spuneam și înainte, cu tot felul de puzuri, planuri urbanistice zonale care derogă de la planul urbanistic general. Nu, a venit momentul să închidem subiectul ăsta. Și încă o dată, a venit momentul ca toți cei care mai gândesc că vor putea eluda aceste reguli să se oprească. Sunteți axat foarte mult pe problemele tinerilor, ne-ați și expus câteva soluții. Ce puteți face concret pentru bătrânii din oraș? O categorie... Păi în primul rând am și început să vă spun că avem nevoie de spații verzi mai multe, de parcuri. Uitați și noastră, ne ducem, dăm exemplu Londra, că Londra are în buricul târgului, în centru, Regent Park. Nu știu cine a fost în Londra, un parc extraordinar de mare. Un parc în care găsești și păduri, și alei, și zone verzi, și câmpuri. Eu cred că e foarte important pentru acești oameni care sunt părinții noștri, bunicii noștri, care au construit până la urmă Iașul pe care noi îl avem astăzi și care au pus, trebuie să le acordăm importanță. Și încă ceva, spunea Bogdan, corect, avem nevoie, că la un moment dat se întâmplă și lucrurile astea, cele două spitale paliative, unul la Iași și unul la Pașcani. Mai mult decât atât, trebuie să menținem în continuare transportul acestor persoane să se facă gratuit, pentru că așa e normal, dar trebuie să avem un transport, încă o dată, decent, un transport modern,
un transport care să, încă o dată, să stimuleze pe ieșean să-și lase autoturismul acasă. Și vă spun lucrul ăsta odată, pentru că suntem singuri, unul din puține orașe din țară care suntem traversați de o linie de cale ferată, de la Lunca Cetățuii la gară, după care către Valea Lupului și avem de la Cristești, la Nicolina și așa mai departe o linie de cale ferată și trebuie să o folosim ca și tren urban. Nu să-i spunem metrou, o să-i spunem cum o să-și dorească ieșenii, dar putem să discutăm cu cei de la căile ferate să avem transport comun, să facem stații moderne, ca oamenii să se deplaseze mult mai ușor și să nu fie nevoie să traverseze orașul cu autoturismul. Eu cred că lucrurile astea trebuie să se întâmple. Mai mult decât atât, trebuie să frizizăm traficul pentru un manager al traficului clar. Avem unul, dar e la pământ. Adică avem nevoie de acele camere video performante, avem nevoie de sensuri unice mai multe, avem nevoie de sensuri giratorii, avem nevoie de acel transport unic și special pentru elevi, pentru că vă spun încă o dată, dacă nu o să luăm măsura asta a transportării elevilor din cartiere, din oraș, din comunele limitrofe, că aici eu încă o dată vorbesc de toată zona metropolitană, către școli și înapoi, dar să fie un transport în care este un însățitor de bord, un însățitor al mijlocului de transport, știi că ți-a copilul, ți-l duce la școală, la oră și ți-l aduce la, exact ca în America. Eu cred că odată și odată trebuie să învățăm din lucrurile astea. Pentru că acest transport are următoarele avantaje. Nu-i mai face pe părinți să plece de vreme la școală și să aglomereze traficul cu autoturismele proprii. Doi, suntem în plină pandemie și cu siguranță copiii nu se mai intersectează în mijloacele de transport în comun cu cei în vârstă care sunt foarte vulnerabili la această nebunie de virus. Și trei, dacă nu găsim soluții cu mijloace de transport autohtone, putem să apelăm la acele firme românești și autohtone care au un parc de autocare care stau degeaba din cauza faptului că turismul românesc la momentul de față e la pământ. Și eu cred că lucrurile astea le putem vis-a-vis și de fluidizarea traficului. Și avem specialiști chiar pe lista de consilieri locali, avem oameni care se pricep la lucrul ăsta. E Nicu Manole care a fost 20 de ani specialist în circulația pe drumurile publice și poate să facă lucrul ăsta. L-avem pe domnul Nicolae Boțu, profesor universitar la Facultatea de Construcție. Avem mulți, l-avem pe Emil Burcă care e specializat în IT și care poate să facă un program pentru acest management integrat al circulației pe drumurile publice din Iași și din zona metropolitană încă o dată. Tot legat de trafic, problema locurilor de parcare trebuie rezolvată. Haideți să vă spun că discutam ieri și las după aia pe Bogdan. Discutam ieri cu oamenii din Alexandru pentru că am fost acolo și am discutat. Și am zis, domnule Iacoban, dar știți că i-au dat garajele jos și a făcut un loc de parcare, dar nu mai încăpem, că mașinile sunt din ce în ce mai multe. Păi da, dar trebuie să știe și domnul primar și toți cei de la primăria municipiului Iași că există în țara asta și în lume parcările modulare. Da? E vorba de două locuri de parcare cu două mașini, care deasupra mai au încă 10 mașini. Da, e un mecanism inventat de un eșean, nu e nimic nou, și sunt parcările modulare care se pot construi cu bani puțini, da, și cu eficiență maximă. Dar domnul primar Mihai Chirica spune că nu avem spațiu pentru a construi astfel de parcări. Păi da, ar fi undeva prin Alexandru. Ai nevoie doar de spațiu pentru area a două mașini, area de parcare a două mașini, atât. E chiar așa de greu să găsim un spațiu de, să zicem, 30 de metri pătrați, 50 de metri pătrați unde să construim această parcare, că e vorba de un mecanism care rotește mașinile și le aduce exact acolo unde trebuie. Nu, e simplu. Dacă ai dat tot terenul lui Zamoșteanu, deci nu mai ai unde să mai... Sunt instituțiile statului care trebuie să numărească lucrurile astea și... Discutam și despre vârstnici mai devreme. Cum le puteți asigura un trai mai bun? În completare la programul pe care domnul Iacoban l-a propus pentru municipiu și noi avem construirea două spitale paliative la Iași și Pașcani, de 450 de paturi fiecare. Am identificat această problemă în județ, oameni în vârstă, oameni care nu mai au posibilități financiare, care nu au aparținători și care ultimele momente, să spunem, din viață trebuie să le trăiască cu demnitate. De asemenea, avem în programul nostru pentru Consiliul Județean construirea a centre rezidențiale pentru bătrâni, acele cămine de bătrâni, care construirea în județ în acestor cămine de bătrâni. Dacă în municipiul Iași mai există anumite
locuri, dar și acestea sunt, nu sunt suficiente. În județ lipsesc aproape cu desăvârșire. Din păcate, conducerea Consiliului Județean nu a avut grijă și nu are grijă de acești, oameni, de această categorie. Așa. Noi ne-am propus să construim centre rezidențiale pentru bătrâni în județ. Așa să-l completez pe Bogdan. Să știți că undeva în 2008, când eram consilier, mergeam prin Alexandru și un grup de bătrâni spunea: domnule, acum faceți ceva și pentru noi, că eram șahist, uite, jucăm șah afară, dar iarna ce face? Și atunci, împreună cu administrația, cu primarul de atunci și cu colegii mei din Consiliu, am dat drumul la acele centre de pensionari, care sunt în cartier, Alexandru și așa mai departe. Eu cred că lucrurile astea trebuie să mătățească, pentru că noi ne uităm la părinții noștri, la bunicii noștri ca oameni care inactivi. Nu, trebuie să le stimulăm activitatea. Sigur. Trebuie să facem acele centre în care ei împreună să își continue activitățile, pentru că foarte mulți dintre părinții și bunicii noștri sunt oameni care au avut o meserie. De ce acești oameni în vârstă care au ieșit, sau au fost profesori, sau au fost ingineri, sau au fost au avut alte meserii și au ieșit din activitatea de zi cu zi, să nu facă parte din acele asociații și ONG-uri care îi pregătesc pe adolescenți și pe copiii mai tineri pentru o meserie. De ce n-am face lucrul ăsta? Uite, așa am găsit. De ce pentru bătrânii, pentru cei în vârstă care fac sport, de ce nu i-am duce să conduc o asociație sportivă școlară sau o asociație sportivă universitară, ca împreună cu tinerii să practice sport în continuare? Pentru că sunt foarte mulți dintre oamenii în vârstă care practică sport și avem chiar titluri mondiale la anumite vârste în municipii Iași. Sunt și tineri care își doresc să se implice în politică. Totuși, ce loc își găsesc aceștia în partide și cât de ascultată le este vocea? Aș vrea să știți că noi avem un concept și vă zic că conceptul e următorul. Dragi tineri, vă așteptăm în politică pentru că politica fără voi nu are continuitate. Dar vă așteptăm să veniți cu meseria dumneavoastră în politică și nu să faceți din politică o meserie. Veniți în Pro-România și acolo să vă explicăm din experiența noastră, pentru că și noi am făcut greșeli și vrem să vă spunem greșelile pe care voi să nu le faceți. Măcar noi recunoaștem greșelile pe care le-am făcut. Și aș vrea să, încă o dată, să vă învățăm că politica nu e doar de a te arăta cât de bun ești tu și a te lăuda peste tot. Politica e să stai de vorbă cu oameni, politica e să faci ceea ce ai spus, politica e să nu promiți fără fundament și politica mai e un lucru, să respecti oamenii și să-ți asumi responsabilități. Numiți-mi o greșeală pe care ați făcut-o de când sunteți în politică și pe care o regretați. Multe greșeli, n-aș putea să vă spun acum, poate, nu știu, n-am la momentul ăsta. Noi doi am fost lideri ai tineretului. Am crezut prea mult în anumiți oameni. Asta e o greșeală personală. Eu vă întreb despre o greșeală față de cetățeni. Da, dar asta e în politică. Da, păi da, asta, faptul că am crezut în anumiți oameni, a avut repercusiuni în plan politic și... Am înțeles. Ați făcut parte din PSD. Credeți că vreodată, la un moment dat, în viitor, v-ați putea întoarce în acest partid? Ori să fuzionați sub o formă sau alta? Nu, aș vrea să vă răspund. Știți, cu Bogdan am pornit amândoi la drum la a începe un nou proiect și anume Pro-România. Și bineînțeles că nu este ușor, n-a fost nici până acum, nu va fi nici de acum încolo, dar ne-l asumăm. Dar vrem să fie un proiect de partid tânăr, nou, un alt mod de a aborda lucrurile în politică. Și încă o dată spun, nu am cum să mă întorc, să mă duc în alt partid, pentru că eu cred în ceea ce fac și cred cu tărie întotdeauna că ceea ce fac, fac bine. Într-adevăr, mai sunt și greșeli, dar la momentul ăsta spun foarte clar, Pro-România este varianta sănătoasă pentru județ și pentru municipiul Iași. Și pe varianta asta vom merge în continuare. Aș vrea și eu să răspund. Pentru politica. Ați întrebat dacă ne-am întoarce vreodată în PSD, dacă am face o alianță cu PSD sau... Nu, de întors nu ne întoarcem niciodată în PSD.
Am fost amândoi excluși din partid, din diverse motive, că am avut curajul la anumite momente. Deci nu am migrat singur, ca să ne înțeleagă lumea. Plecat, nu suntem trase aici, n-am venit la Pro-România pentru a ocupa funcții sau altceva. Vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră. Eu, unul personal, și cred că și colegul meu, în discuțiile pe care le-am avut, ne dorim o stângă unită. Nu putem fi dezbinați, dar în același timp noi nu putem sta la masă cu oameni care nu sunt ancorați la realitățile vremii, sunt conserve ale unor partide politice care au intrat și au căpușat Partidul Social Democrat. Eu sunt sigur că cei 85%, 90%, poate chiar mai mult la sută din membrii Partidului Social Democrat își doresc și de fapt își doresc o stângă unită. Putem sta la masă pe proiecte clare cu cei care vor binele comunității și binele ieșenilor și care nu au interese personale, dar după ce vor scăpa de acești oameni. Pe data de 27 septembrie au posibilitatea să aleagă și să discearnă între conducerea actuală a PSD-ului, cei care nu reprezintă stânga ieșeană, social-democrația, și Pro-România, singurul partid de stânga, care e de bună credință, format din profesioniști, format din oameni onești și care vom încerca împreună să schimbăm, să ne luptăm cu Partidul Național Liberal, dar trebuie să pornim la luptă cu oameni bine intenționați și nu conserve ale unor alte partide care sunt în interiorul PSD. Mai sunt câteva partide pe care nu trebuie să le ignorăm, nu totul se învârte în jurul PSD-ului, mai avem PNL, PMP. Cum veți face față competiției? Și este ultima întrebare, dacă discuția ajuns la final. Proiectele noastre pe care le propunem, care sunt înspre binele locuitorilor județului Iași, a municipiului Iași, ei vor achiesa la ele și le vor susține. Bineînțeles că și ei au proiecte bune, comune. Unele dintre ele sunt proiecte bune pe care și noi, la rândul nostru, le vom susține. Cum a spus foarte bine domnul Sorin Iacoban, că domnule, să ne așezăm la o masă, indiferent că suntem la stânga, la dreapta, că ești de la PMP, că ești de la PSD, că ești de la Pro-România sau PNL, ne așezăm, stabilim 4, 5, 10 proiecte comune pe care să le susținem cu toții. Vă dați seama, avem exercițiul dialogului, găsim numitorul comun, în așa fel încât facem o proiecție pe termen mediu și lung, ca aceste proiecte să fie susținute. Și cu mare drag le susținem cu toții. Nu vreau să transmit și eu un mesaj. Dragi ieșeni, dacă vreți ca la conducerea administrației publice locale de la municipiul Iași și de la județul Iași să aveți o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni care gândesc în folosul ieșenilor, dacă vreți oameni care fac și nu promit, votați Pro-România pe 27 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru tot ce ați transmis celor care ne-au urmărit și ne revedem cel mai probabil săptămâna viitoare la o nouă discuție. Au fost alături de noi astăzi domnul Sorin Iacoban, candidat Pro-România la Primăria Municipiului Iași, și domnul Bogdan Abalaș, candidat Pro-România la Consiliul Județean Iași. Am ajuns la final de emisiune. Discuțiile privind campania electorală și alegerile locale vor continua și săptămâna viitoare. Așadar, rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 14 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu Valentin Huțanu. Noi ne reîntâlnim luni. Toate cele bune!